un analist militar și un scriitor contemporan care a mers prin studiu la rădăcina fenomenelor sociopolitice care se desfășoară astăzi pe planetă. Ori fierim, ori supraviețuim și ne încadrăm în sistemul social, care se va reechilibra după această ofensivă. Statul român nu ne mai reprezintă astăzi. Astăzi, statul român reprezintă interesele celor șase, șase, șase megatrusturi energetice, agroalimentare și financiare care stăpânesc. Viața economică a planetei. Nu este posibil ca să acceptăm această sclavie a băncilor și a potentaților care gestionează astăzi politica mondială și au dus unde au dus situația planetară. Conflictul acesta cumplit, ajutat de epidemia asta sau cum aibă se numește, cu coronavirus, care izolează societatea civilă, planificat, societatea civilă de uh, actul de guvernământ. Încă o dată, fac apel la părinți la bunici care au o conștiință identitară solidificată de experiența unei vieți întregi care face obiectul uh, asasinării uh, planificat de doamna asta uh, foarte cinică, madame Cristine Lagarde, de la FMI, care spune că noi ăștia mai în vârstă grevăm bugetul, finanțele mondiale. Nu, nu asta e subiectul. Ne elimină sau vor să ne elimine, pentru că noi reprezentăm tradiția și adevărul acestui popor. Nu vă despărțiți de voi înși vă. Nu vă lăsați plătiți și amăgiți de această propagandă furibundă făcută de, pe mass media cumpărată. Nu fac niciun fel de diplomație și de politete. Este destul. Ni s-au luat toate mijloacele economice care ne țineau în picioare. Ia gândiți-vă, dacă să supără pe noi și pleacă cu multinaționalele astea din țară. Cum asigură guvernul traiul de fiecare zi al populației? Unde este baza economică care să susțină viața de zi cu zi, obișnuită, banală, a țării astea? Dacă se închid molurile astea în care este voie să intri cu mască, fără mască, dar în biserică nu e voie să intri. Iar în școală, după câte sunt informat, se vor adopta niște restricții la fel de dure care să izoleze elevii de conștiința publică prezentă. Sunt tulburat profund de această problematică care este esențială. Dragii mei, am zeci de întâlniri cu tineretul. Avem un tineret de excepție. Avem un tineret receptiv, un tineret la nivel olimpic, mondial. Nu vă bate joc de tineretul ăsta. Nu-l obligați să ia calea străinătății. Opriți exodul valorilor tinere. Suntem un popor viguros. Încă o dată, repet, părinți, fiți atenți la fiecare mișcare subversivă care se face la dăpostul izolării fizice a societății civile, a noastră, a tuturora ne trezim peste noapte cu legi cu care noi nu suntem de acord, dar care ni se impun prin forța dictatului. Dictaturile trecute sunt floare la ureche, pe lângă dictatura contemporană din ciberspațiu. Se vor monta camere de luat vederi de ultimă generație, la toate uh, instituțiile de stat, începând cu școala. Această supraveghere electronică uh, va fi urmată de o supraveghere mai intimă, principurile pe care vor să ni le uh, implementeze. Uh, se vorbește de un guvern mondial. Cine l-a votat? Cine sunt uh, membrii acestui guvern? Care este uh, planificarea lui economică? Am văzut care este. Ne-au ras tot ceea ce ține de existența noastră, începând de la uh, subsol, până la industrie și până la uh, păduri. Încă o dată și încă o dată, și încă o dată. Nu vă lăsați amăgit de televizor. Este arma principală de atac împotriva conștiinței fiecăruia dintre noi. Tot felul de mizerii de astea subculturale, o cultură de tip Coca-Cola, care împrăște atenția într-o influență de asta subliminală, ne infiltrează ceea ce doresc cei care le manipulează și le plătesc fac apel la părinți, la bărbați, dacă mai sunt bărbați în țara asta. Se întâmplă următorul fenomen, astăzi, în post decembriadă. Unii dintre noi rămânem de sex masculin și unii devenim bărbați. E, ăia de sex masculin n-au decât să-și pună un fes în cap, să-și pună, să ia în mână un aspirator, să se specializeze în patiserie și așa. Să lase femeile să iasă în față pentru că sunt mult mai energice. Mame, nu vă lăsați copii pe mâna educației care îi conduce la prostituție. Prostituție fizică, prostituție morală, prostituție intelectuală. Nu vă lăsați să vi se distrugă copii prin școală. Nu-mi închipui că un părinte poate să aibă atitudini de-a dreptul monstruoase, de a fraterniza și de a e, merge pe linia acestui e, atac frontal, substanțial și subversiv în același timp al școlii. Acest atac concentrat pe tineret înseamnă distrugerea viitorului a acestei țări. Pentru că ei reprezintă și forța demografică, și forța uh, spirituală, și forța culturală, și forța economică a acestui uh, popor, și a viitorului, a istoriei lui. Nu vă lăsați copiii pe seama statului român. Statul român nu mai este astăzi, nu ne mai reprezintă astăzi. Eu nu fac un apel care s-a banalizat. Doamne ajută! Dumnezeu ne ajută, dar nu ne bagă în trai, să, să ne băgăm singuri. Și ne băgăm singuri atunci când conștientizăm că avem forță să ne opunem acestui asalt complex care ne-a destabilizat până la aproape anulare. Ăsta e scopul principal al acestei întâlniri cu părinții și cu copiii, cu tineretul școlar. Asociația noastră, familia creștină, insistă și prin mine, vă adresează vă, părinților. Voi sunteți cei care puteți asigura viitorul, continuitatea istorică a poporului român prin atașamentul vostru față de educația tradițională a copiilor voștri. Cu asta eu închei această intervenție și nu cred că ecou vorbelor mele nu vor stârni în conștiințele părinților măcar întrebări.